Știu că tu ai fi în general împotrivă, dar o să explic exact de ce eu cred că ar funcționa foarte bine. Cum ar fi să-ți faci un cont de OnlyFans? Eu, sincer, m-aș bate cu exploit în RXF. Pe lângă brand-uri, ca imagine publică, imaginează cum îi bag un capar la stomac, la fraier, ești nebun. Tavi, uite, sunt într-o mică încurcătură, am băut puțin și m-a oprit poliția și am zis că mă știu cu tine. Uite, pot să ți dau la telefon un pic. Ideea e că m-au sunat și pe mine ăștia de la RXF și m-au întrebat de tine că și-ar dori să te bați cu Bia Khalifa în RXF. Am zis că, domne, că vrei să se bată gheboasă cu Zani, dar auzi, mă, să pierzi tu, gen, să fii aranjat meciul, să te bată Zani. Da, da, cât îmi dă? Da. Ok. Unde sunt banii tăi? Păi împărțim frățește, că eu te ajut cu marketing, cu îți spun ce și cum poți să-ți fac pozele. Mai țineți minte propunerile alea ale mele complet idiote? Ei bine, n-ați văzut nimic, pentru că astăzi mi-am sunat toți prietenii și chiar le-am propus de data asta cele mai cretine idei posibile. Te pup, șefule, ce zici? Uite, vine acasă, bro. Bă, uite, te-am sunat în legătură cu marea finală la muncă, frate, pentru că vreau să o facem împreună. Mi se pare că ești cel mai potrivit pentru marea finală. Și fii atent ce idee tare am. Vreau să mergem în Africa de Sud și să notăm cu rechini, bro. Dar ai tu biletele de avion în Africa de Sud? Da, frate, ne ocupăm noi de tot. Ideea e că trebuie să vorbim foarte din timp. Noi o să mergem la vară, cel mai probabil. Acolo în Africa e o specie din asta de rechini. Rechinul alb se numește. Care înțeleg că nu mușcă. Adică, bine, mușcă, dar nu e fatală mușcătura, gen. Știi ce zic? Și cum adică notăm cu ea? Adică într-o piscină sau la ce? Nu, sunt, când zici să noți cu rechinii, sunt practic două variante în care poți să noți cu rechinii. Poți să noți cu rechinii în cușcă, ceea ce e de p***, nu facem așa ceva. Sau poți să noți gen efectiv cu rechinii. Gen, tu ești aici, rechinul e aici, notați împreună. Stai, mă, tu știi cu rechinii ăștia, băi, de treabă, cum adică... Noi am discutat cu centrul ăsta din Africa care face genul ăsta de activități și ne-au explicat că rechinii ăia nu mușcă și dacă e să muște, mușcătura nu e fatală. Ca niște, poți imagina niște delfini, dar nu-s delfini, sunt rechini. Ideea e că trebuie să-mi spui dacă o facem, dacă ești deschis, ca să ne apucăm să facem toate actele. Tot ce înseamnă asigurare de viață, tot ce înseamnă documentele de repatriere, în caz că se întâmplă ceva, Doamne ferește, să se întoarcă corpul acasă, dar oricum n-are ce se întâmple. Păi stai, mă, n-are ce se întâmple, dar facem documente de repatriere. N-are cum să se întâmple nimic. 99% din cazuri, rechinul mușcă și dacă mușcă, ca și cum te mușcă un câine. Păi, eu, mă, și dacă se întâmplă ceva, dacă murim, sau dacă ne mușcă ceva și nu mai postez vlogul ăsta, de fapt, postez, cred că, bombă dacă murim. Băi, ideea e că eu n-am cum să mor. Eu n-am cum să mor, fiindcă eu nu o să not. Eu sunt reșinat de frică, gen rechinii e cea mai mare frica mea. Și o să fie un stunt double pentru mine și o să fii tu cu băiatul ăla. Eu o să trag... Ce ai zis? Tu l-ai sunat, mă, ce l-ai prost de la tine din agent? Ce ai? Stai, mă, că... Bă, nu, ascultă-mă, eu... Mamă, cum ești? Ce zici, cum ești? Bine, mi-a venit și mie mobila. Bă, uite de ce te-am chemat. Am o idee și vreau să-ți propun. Mă, e pentru ce si ideea, dar vreau întâi să vorbesc cu tine să-ți propun. Vreau să facem un... Și de ce n-ai sunat-o, mă, pe ea? Păi vreau să-ți propun să vorbesc întâi cu tine, să-ți propun și după aia vorbești cu Chessy. Ideea e așa, că vreau să fac un film nou, gen în stilul Romina, tot așa, cu influencer, cu vedete, cu așa mai departe. Vreau să o am pe ea într-un rol principal și vreau să vorbesc cu tine că trebuie să aibă un sărut cu un personaj din film, cu un băiat, gen. Și de asta am zis întâi să vorbesc cu tine să verific dacă e ok. Ce băiat? Bă, e un rol, o să cheme Bogdan în film și principalul care e pe casting acum, care ne gândim noi, ar fi Antonio Picanu. Dar trebuie să... Da, mă, dar e un... Bă, da, eu înțeleg gen arta și astea, dar nu știu dacă aș fi ok. Cumva ok actorie, dar e și până același timp ciudat, știi? Bă, na, nu mi se pare că, na, oamenii înțeleg că e un film. Dacă ai fi tu să ai un rol în film, să trebuiască să ai sărut cu o fată, nu te-ai... Bă, nu l-aș face. Nu l-aș face. Nu l-aș face, de asta zic. Și nici ea nu cred că l-ar face, indiferent dacă aș fi eu acum de acord sau nu. Dar n-aș fi nici de acord. Dar dacă facem un stunt double cu o altă persoană, dar adică ce contează? Contează că se înțelege, că s-a sărutat, sau contează că efectiv e sărutul în sine? Gen, să fie fix cadrul ăla când se pupă și toate scenele de sex să fie cu un stunt. Pe ce scene de sex? Sunt și două scene de sex. Păi și când vrei să mi le zici, când plecam? Eu plătesc tot, o să fie două zile de vacanță, o să fie cu avion, cu tot felul de catering pe acolo, dar... Cu aranj,
m-a mai convins atunci. Am crezut că dâng cu autobuz. Dar ți-ai sunt rechin de aia albi, de recif, cum dai corespune. Te mușcă, nu te moară, așa mi-au explicat ea. Bite, don't kill, așa mi-au zis la telefon. Și când ai vrea să întâmple asta? În vară, în vară. Dar te asigur, mă, că e mega safe. Eu am căutat pe Google centrul ăsta. Se numește Tumbuktu Shark Center. Deci ăștia din Tumbuktu au avut două cazuri de deces. Au fost acum 2 ani, bro. Dar nu contează, a fost, adică din toată istoria lor în Tumbuktu acolo, doar două cazuri au fost. Cam de ajuns, nu cred că ai nevoie de mai mult, să fiu sincer, dar... Bă, glumesc, mă, cu tine, cum dracu să te trimim, mă, la rechin în Africa de Sud? Bă, niște emoții am avut, mă, când am văzut că ai zis de artiste, dar mi s-a părut ceva dubios, că un job, ce job e ăsta de la gunoier, țărim la, explorăm... Gunoiul rechinului. Bă, uite, m-am ridicat în cer, chiar m-am panicat așa puțin. Deci nu facem, mă? Nu facem, nu facem. Da, mamă, ce mă, deja mă vedeam mort să mori. Cum ar fi să vin eu la tine și să zic, bă, vreau să fac un film, dar am nevoie de smără, să joacem două sexy și să se sărute cu, nu știu, Gam. Bine, că nu contează, ce se sărută cu, nu știu, altcineva. Gheboasă, na. Băi, de-aia că e o poveste de dragoste, adică eu pot să am scene, eu pot să nu am scene de sărut, dar o să fie o poveste lame, că știi cum e, toată lumea așteaptă sărutul, ei se plac, se văd. Dar scoatem scenele alea de sex, că mergem la cinema, nu mergem, Doamne iartă-mă. Da, mă, știu, dar eu, scenele de sex erau foarte importante. Erau niște chestii cu orare, niște fantezii, cu oreagă, că un fel de 50 Shades, știi ce zic? Nu chiar ca, nu chiar ca 50 Shades, dar gen e cu mult scene, adică dacă relația nu funcționează dacă nu sunt scenele astea de sex, înțelegi ce zic? Bă, da, atunci... Nici cred că trebuie să te orientezi să cauți pe altcineva, frate. Da, mă, frate, și... Apreciez că mi-ai zis-o, că mi-ai zis prima dată mie, că mi-ai zis-o față-n-față și așa apreciez, da. Da, păi știi, de ce ți-ai zis-o față-n-față, frate? Că de asta m-am gândit, cel mai important. Am vrut să o zic față-n-față pentru că ar da mult mai bine pe vlogul pe care tocmai am filmat, frate, care se numește Repropun prietenilor mei cele mai proaste idei. Mai un GoPro ascuns aici. Direct. Nu pot să cred că... Direct. Cum de nu l-am văzut ăsta, mă, ești nebun. Băi, mă gândeam și eu fix aceeași chestie. Bă, cum ar fi, mă, să fie zmoră actriță, știi? Da. Bă, să mor, n-aș fi niciodată de acord. Adică înțeleg film, înțeleg, dar să mor eu dacă aș fi de acord vreo secundă. Dar cu o zi înainte să vorbesc cu Teo Zeciu, l-am chemat de urgență pe Gheboasă la birou și i-am zis că avem ceva foarte important de vorbit. Eu dau. Fii atent, frate, am zis să vorbim un pic de asta cu Eric Sefu, cu Zani. Tu ce ai mai vorbit cu ea? Bă, frate, de ce m-au întrebat efectiv așa? Vrei să te bați cu Zani? Uh-huh. Ideea e că m-au sunat și pe mine ăștia de la Eric Sef și fii atent ce mi-au zis mie. Mi-au zis că, domne, că vrei să se bată Gheboasă cu Zani, dar auzi, mă, să pierzi tu, gen să fii aranjat meciul să te bată Zani. Da, dar cât îmi dă? Cât nu știu, ei au zis că vor să dea cât au dat anul trecut. No. Nu, dacă într-un cum mi-ai zis cu el așa, romor, fram, banii el omor. Dacă mă antrenez două luni, fram, îl omor. Mă, dacă îmi dă două luni de antrenament mie, eu l-am omorât și fără antrenament, băi, l-am rupt. Și el de când m-a prins de gât în p***a mea asta, a fost schema lui. Dar am văzut că, bă, fram, că de când îmi pun să mă rămân de la un cam de aici, p***a celălalt colț, în cu celălalt colț și crezi că făcea. Zete-mi p***a de câine că ești prea bulanjat. De aici că nu te bagi p***a. Mă bag p***a ce mic p***a. Tu să pierd? Bă gen, eu când merg în meciul ăsta, eu de-aia mă duc ca să câștig, înțelegi? Nu neapărat că mie nu-mi place pe stradă, să știi, nu-mi place vagabonțeala pe stradă. Dar în cușcă sunt niște emoții, fram, bă, șelare, bă, dacă intri în cușcă aia mori. Tu trebuie să te bați cu exploit p***a. Du-te mă că nu mă bat eu cu exploit, mă. Sistemul pun de la cum mi-a dat ața de moarte. Da? Te pup, frate, poți vorbi? Da, da. Bă, frate, uite, m-a sunat acum asta de la Eric Sef, că fac ăștia următoarea gară și mi-a propus să mă bat cu exploit în Eric Sef. Nu mă, e exclus. Bă, eu sincer, m-aș bate cu exploit în Eric Sef. Dar de ce te-ai asociat cu violență, nu înțeleg? Bă, nu știu, ideea e că el m-a provocat, adică nu vreau, să par, nu vreau să par eu vreun fraier, că el m-a provocat și eu nu accept, știi? Adică îl bat 100%, îl carc în picioare, ești conștient. Am înțeles, dar e... Pana mea, mi se pare că pe lângă brand-uri, ca imagine publică, imaginează cum îmi bag un capar la stomac, la fraier, ești nebun. Eu am înțeles, dar nu vrei mai bine să-l chemi acasă, să-l bagi. Dar ei au zis că, domnule, maxim mi avem, adică mai mult de atât. Nu vrei, nu? Ne facem de râs pe ce mi frau. Bă, eu zic că merge, mă, și pe nu știu. Trebuie să pușc neapărat... multe firme, ca să știu că mai puși de acolo 10.000. Adică multe firme care să le am la promovare. Să știu măcar că am luat 10.000. Bați fără tricou, cum dracu să ți retatuezi pe toate ce dracu faci, n-ai cum să faci. Mă bag cu tricou. Ai voie să te bați cu tricou și fără, dar și când îți dai tricou jos, tu poți să arăți tricou ce firme te reprezintă pe tine. Știi că te bați? Te bate Zani? Păi mă las, mă, că e mă. Da, mă, tot că ei imaginează după aia cât de prost e pentru mine când ies în lume.
Păi aia zic, nu știu ce să zic. Dar cum ai vrea să te bată? Cum ai preferat? Măcar să rezic în contrapartidă, să rezic, bă, măcar hai să fie simplu, să nu ne chinuim. Că ei vor cât mai mult show, gen. Cum e că eu nu știu cum e, cum e cea mai ușoară bătaie de roată? Să-ți dea un punct și să te faci că ai murit, cash out. Da. Gata. Sunt prea mare emoții, prea mare, am prea mare adrenalină, că vreau să strâng de gând, vreau să strâng de gând, nu vreau să-i fac altceva. Bă, Gheboasă, trebuie să-ți mărturisesc, bă, Gheboasă, bă. Zi, mă. Că am vrut să-ți fac un prank, mă, nu pot să cred. Da. Vreau să moară familia mea, eu pot de mii. Aveam de gând să iau bătaie de la Zani, tu realizezi? Aveai de gând, doar? Bă, eu zic că e mică oferta, mă, da, mă, tot e mică, dar tot am vrut, mă, să fie Xf, de mii, de mii, dacă ne dați și ea Gheboasă bătaie de la Zani. Frații noștri, Zani, aștept bătaia. Eu mă așteptam să zici niciodată, nu mă bat, eu... Bă, mă gândeam, bă, la bani, bă, vreau bani, zice. Mai mă vreau bani. Trebuia să găsăm, bă, trebuia să găsăm până mâine, bă, să da, se gândească. Eu încă vreau să mă gândesc cum să fac să iau bătaie cât mai repede. Păi eu de asta te-am întrebat, zic, bă, cum vrei să te bată? Au, a venit Mădălin. Rămâi și tu aici. Da, rămân. Bă, tu ascunde-te, mă, că o să fie ciudat, că o să fii tu, că nu o să știe, gen, o să... Mi se pare că e super vizibilitate. Mi se pare că nu e niciun risc, că bat 100%. Acum încerc să mă vinzi, îmi place poziția ta. Și chiar m-aș bate cu el, de ce să te mint? Dacă nu, chiar m-aș bate și m-aș bate public, să îngropăm o dată securea războiului. Ești un vânzător foarte bun. Glumesc în mea, filmez un vlog cum să crezi că aș vrea să mă bat? Cum să crezi că aș vrea să mă bat în RXF, eu? Nu e prima idee trăznită, adică... Cum mă, nu e prima idee trăznită? Ai vrut să mai spui și manele, mă, acum ceva vreme. Așa e, am vrut, așa e, am vrut. Și nu regret că te-am zis să nu. Șerii de la Craiova și formația 5Gang. Nu poți să ai chile, nu te îngrași dacă n-ai bani. N-ai cum să-i superi pe șmechera și dacă n-ai bani. Ce zici, mă, Mădăline? E bună, mi-a intrat bine, am știut. Ai nimerit-o, ești nebun, da. Din prima. Ce reacu zici că faci? Bă, acum nimic. Azi nimic. Așa, mă, fii atent, mă, am un format tare, de-aia te-am chemat, că mă gândeam să facem ceva tare cu tine și Dirinca. Vreau să fac acum un format. E mai cheesy un pic, dar o să rupă, e pe reality așa. Okay. Eu nu știu, n-am un nume pentru el, dar eu, dacă vrei, ca un soi de Insula Iubirii, dacă vrei, un reality de ăsta, așa. Ok. Și gen, cum ar veni, e pe cupru și pe royalitate, gen. Okay. Înțelegi ce zic? Și m-am gândit să fac o chestie să fie mai multe cupluri de influencer invitate. Și cum ar veni să fie să facă schimb de femei între ei. Înțelegi ce zic? Gen cum a fost aia, schimb de femei 24 de ore, dar să fie 3 săptămâni. Știi ce zic? Că știu că sună cheesy, dar crede-mă că e tare. Adică o să fie multe drame, multe chestii. Vrei să faci un format doar din două cupluri? Fie mai multe, gen să fie Gami și Ioana, să fie tu cu Dirinca, să fie Antonio Pican, cu cine mai e acum Antonio Pican, nu știu, combinat. Teo cu Cesima. Și să stea în casă Dirinca cu Antonio Pican, aia cu aia, ăla cu aia și tot așa, știi ce zic? Inclusiv noaptele cu aia. Inclusiv noaptea, da. E să fie noaptea, camere de supraveghere, ce fac, fac treaba lor, asta e ideea, e test de loialitate. Eu m-am gândit Dirinca cu Antonio Pican, mi s-ar părea bombă. Mi se pare că... Sună tare, dar nu știu, adică... Bă, gândește că... Eu mă gândesc. Mie mi se pare că ăsta o să fie, să ducă YouTube-ul la nivel ca vizualizări, adică o să fie vizualizări dar de... Și cu tot ce se întâmplă, cu sex, cu tot ce se întâmplă, cu pe față, direct, adică... Nu știu, mă gândesc. Mă gândește? E grea decizia. Bă, mie mi s-ar părea că poate să fie show de show, adică pana mea, imaginează-ți doar ce discuții ar ieși, ce... Sigur o să fie tare, rău. Gami să bagă? Bă, cu Gami n-am vorbit, am vorbit cu Gheboasă, ar putea să fie Dirinca cu Gheboasă. Gheboasă, ia vină un pic. Te pup, ce faci? Poți să vorbești? Da, mă stau obligată zile. Auzi, uite, m-au sunat ăștia de la RXF. Bine, m-au sunat sără pentru Gheboasă inițial să facă rematch cu Zani. Și m-au întrebat de tine că și-ar dori să te bați cu Bia Khalifa în RXF. Niciodată în viața mea. Bă, e sigură? Vezi că mie nu mi se pare ideea aia, adică mie mi se pare tare, sincer. Ești cu capul! Gândește doar la idee. Imaginează-ți doar tu cu... Nu mă fac cu Bia Khalifa, bine, bun. În studio s-a plisat, dacă vrei să mă fac cu ceva în gală, dacă mi-a dus pe Ileana pe recoi, mă bat lejer. Băi, ei au sugerat, mă, Bia Khalifa, tu poți să te bați, trebuie să te gândești și la altă persoană. Ei au zis ceva de, bătaie în ciocolată și cred că ar da bani mai mulți pentru asta. Da, o să mă bat cu Ileana Beregoi atunci. În ciocolată? Da, în ciocolată. Ce vreau, eu, dacă bat pe Ileana Beregoi, mă bat pe gratis, dar să bat pe Ileana Beregoi. Uite, zici și mă dorim că vorbesc cu el aici, de formator, ți-am zis eu. Practic un fel de Insula Iubirii, cu vedete și cu vlogger, gen. Și pe cupluri, efectiv. Foarte, eu m-aș băga. Mi s-ar părea fain. M-aș băga.
dar ea, dacă ar auzi asta, te-ar înjura în față. Păi eu de-aia am zis să vorbesc întâi cu tine, pe momentul ca să... Nu o să-ți accepte problemă. Crezi că Luisa s-a rugat, mă? Sună. Nu-i să n-aud de Luisa, așa? Bă, frumă! Bă, frumă, mai am o mănâncă, c***a, dacă îmi dă mie un pumn, te doare și pe tine, crede-mă. Zici că e bună? E foarte bună ideea. Deci zici că ideea asta cu cuplurile, cu schimbul, cu insula iubirii, e o idee... Dar ideea ți se pare bună? Foarte bună. Se pare bună, nu? Bă, având în vedere că noi tocmai filmăm un vlog numit Propun idei proaste prietenilor mei, mă miră faptul că spui că ideea este una bună. Bă, e ceva greșit la vlogul ăsta, bă, băieți, toate ideile pe care a spus la toată lumea până acum, toată lumea a zis că cumva, bă, mă bag sau mă mai gândesc, dar adică nimeni n-a zis nu categoric, frate. Hai să zic, eu am zis că mă bag să nu mă simt prost, oricum mă băgam, gen, adică să nu-l dezamăgesc pe el. De unde că eu mă băgând să moară mama dacă... Dar tu știi de ce era gheboasă aici? Că înainte a venit, gheboasă, i-am propus să ia bătaie de la Zani, de Rix, every match, trucat. Și gheboasă a zis, da, frum, dar nu pe bani, de data trecută, dar să mai bani și mie, să mai vezi și mie acolo ceva pe la barbă și îmi ia bătaie aici de la Zani. Adică mi se pare sexy, în primul rând, bătaie în ciocolată, cu Bia Khalifa. Okay. Bine, mie mi se pare bombă cu Bia Khalifa. Nu mă bat cu Bia Khalifa niciodată în viața asta, asta să fie clar. Te-am zis, singura persoană care mai bate din ea pe Regoi. Dacă poți să rezolvi asta bine, dacă nu, nu mă bat. Ok, deci răspuns să-mi propun Iuliana pe Regoi. Da. Ok. Bine, ia stai 2 secunde, rămâi în așteptare că mă sună cineva. Ce fac, Vere? Ce-i fac? Ce fac, Vere? Ce-i fac cu femeia mea se bate cu Iuliana Beregoi? Ce-i fac, mâncați ești? Alo? Te pup, iubire, ce faci? Poți vorbi un pic? Fii atentă, eram cu un plan în față de bani pe anul ăsta și mă tot gândeam cum dracu să facem mai mulți bani, să fac mai mulți bani, că nu găsesc nicio variantă. Și mi-a venit o idee, știu că tu ai fi în general împotrivă, dar o să explic exact de ce, eu cred că ar funcționa foarte bine. Cum ar fi să-ți faci un cont de OnlyFans? Sper că glumești. Eu am și studiat foarte mult piața. Ideea e că nu e vorba de... Nu e chestia să te dezbraci, adică nu asta e chestia. Poți să faci poze doar îmbrăcată. Ce să-ți dau? Hai, mamă, lași. Dar fă-ți tu, de ce nu-ți faci tu? Păi nu plătește lumea să mă vadă pe mine dezbrăcat. Nici îmbrăcat. Așa, Mara, mă auzi? Deci eu aici fac un vlog, repropun idei proaste vedetelor, da? Mi se pare fabulos că tu ai zis că vei să te bați cu Iuliana Beregoi. Deci dacă mă sună Erixe vreodată pentru Beregoi, răspund deja că ești tu, da? Ca să știu. Bine, hai, te pup, pa. Iuliana Beregoi, ne cerem scuze că te punem în această situație dacă te uiți, dar asta e conversația reală, n-am planificat nimic înainte, nu ne-am gândit la tine, noi ne-am gândit la Bia Khalifa, dar se pare că cineva dorește să se bată cu tine. Noi nu încurajăm violența aici și evident sportul este sport, orice conflict ar trebui soluționat pe care pașnică. Mergem mai departe, dragi prieteni, la următoarea persoană pe care o vom suna astăzi. Iuliana Beregoi. Iuliana Beregoi. Sunt pe Tavi Perțea, cel mai corect polițist din poliție. Salut, Shelly! Alo, salut, Tavi, poți vorbi? Te deranjezi? Da. Tavi, uite, sunt într-o mică încurcătură, deci am băut puțin și m-a oprit poliția și i-am zis că mă știu cu tine. Uite, poți să-ți dau la telefon un pic? Auzi că te urmăresc. Da, fii, și îți dă-mi la telefon și ce să urmăresc cu ei? Au zis că te urmăresc, ia. Alo, bună seara, GP Penna de la Poliția Capitalei. Salut. Șoferul a fost testat inclusiv cu aparatul etilotest. La măsurătoare a oferit un rezultat de 0,53. Nu avem ce să-i facem, nu avem sub nicio formă, nu avem ce să-i facem. Păi nu aveți ce să facem, decât să luați măsuri legale, nu ce să faci, dar de treabă. Păi mi-ai să vorbesc cu dumneavoastră. Păi da, vorbiți cu mine, dar ce să vorbiți cu mine, că... Fii atentă, tu imaginează-te așa, dacă punem, iau-o cât mai pesimist posibil, da? Dacă punem cel mai mic preț posibil, de $5, da? Și cel mai mic număr de oameni posibil, 5.000 de oameni, care zic eu că 5.000 de oameni se înscriu în prima oră, dacă îți deschizi tu, da? Un OnlyFans, sunt 25.000 de euro pe lună. Așa. Și doar cu chestii nici nu trebuie să te dezbraci, poze la picioare, whatever, ce fetișuri mă au ăia. Ok, ipotetic vorbind, și unde sunt banii tăi? Păi împărțim... Frățește că eu te ajut cu marketing, cu îți spun ce și cum poți să-ți fac pozele. Facem o chestie împreună, adică na. Da, eu cred că te-ai țăgănit rău. Nu știu cum ți-a venit ideea asta. Adică din tot ce se poate face, din toate afacerile posibile, asta ți-a venit cea mai, mi s-a părut o chestie care e păcat să rămână neabordată. Este simplă, este eficientă și este păi momentul bine, dar n-am mai vorbit noi de 100 de ori de așa ceva și aveai o părere super de căcut.
Păi da, dar știi cum e acum. M-am uitat, ți-am zis, am... Ok, tu ești conștient acum că eu glumeam, nu? Adică ești conștientă că eu filmez un video acum și nu mi-a trecut prin cap să-ți propun așa nu ceva, nu? Nu știam că filmez, dar m-am gândit că e o glumă. Că era prea de tot, adică totuși imaginea mea ca imaginea mea, dar imaginea ta, adică sunt iubita ta. Hai, mă, trecem noi peste. Da. Împreună, regina mea. Bine, iubire. Da, păi ne facem amândoi OnlyFans. Deci așa rămâne, dragi prieteni. Uite, pot să transmit și la oameni. Ne veți vedea pe amândoi, ne vom face un OnlyFans de cuplu și vom împărți banii frățește. Hai, baftă la Amsterdam acolo. Eu zic să te mai gândești că vacanțele astea se adună, știi cum e. Da, să văd cât cheltuiesc pe aici și după aia poate mă răspund. Vedem cum o scoatem la capă, da? Alo, Maustavi? Salut! Da. Ce ai vorbit cu domnul? Cât ai avut în aparat? 0,53. Nasul, nu știu, dar trebuie să mergi la sânge neapărat, dacă ți-au cerut să-i trebuie la sânge. Da, n-ai să mergi cu domnul la sânge. Păi du-te la sânge și vorbim după aia, că n-ai ce să faci acum, n-ai ce să faci. Ok, am înțeles. Du-te la sânge, cooperează cu ei și sună-mă după ce termini acolo, bine? Ok, bine. Este o falsă, da? Este o falsă, Davi. Uite, sunt aici și cu Edi. Oricum, ai fost o dulceață, ai fost și corect, ai fost și... ai încercat să fii și bun și corect, ești foarte tare. Da, mă, dar eu fac treaba asta de 10 ani. Cred că ești primul care mă sună că oprește poliția bea, dar nu... N-am intervenit niciodată. Este o farsă, uite, te salută și domnul... Ziua, domnul agent Pernea de la poliția. Uite, salută și pe oameni și fraților, dați subscribe la Tavi Perțea pe YouTube. Cei mai tare polițist de pe internet. M-ați luat așa, spune pregătite că... Bine că nu te-a prins beat, asta e cel mai important. Asta e cel mai important, nu conduc beat. Da. Când mă învăț, îmi iau șofer. Ce băiat bun, Tavi! Oricum, băiat bun, dar corect până la capăt și așa trebuie să fie, frate, organuri, regi. Mulțumim, fraților, ăsta a fost și vlogul nostru, vă mulțumim tare mult că m-ați urmărit și ca întotdeauna, dar ceea ce-ți vlogul ăsta a fost filmat, vă aș vrea să dați un mare punct onori direct, să-i dați un share pe story, pentru că m-a ajutat tare, tare mult. Dacă încă n-ați făcut, o să vă abonați Academia de Vlogging, cel mai bun curs de vlogging, la cel mai mic preț, doar pe Sherry.ro. Eu m-am dus. Ah!